Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Matrice. Astăzi un invitat special, domnul Corvin Lupu, care este absolvent al Facultății de Filologie Istorie din Sibiu, al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și doctor al aceleiași universități. Are o specializare în SUA în anul 1993, este expert în formarea formatorilor al Universității din Lille, Franța. Este autor unic al a 21 de cărți și cursuri universitare, coautor a 3 cărți și autor a peste 100 de studii și articole de specialitate publicate în țară și străinătate, predă discipline de istoria relațiilor internaționale, analiza relațiilor internaționale, analiză de securitate, a îndeplinit mulți ani atribuțiile de șef de catedră, istorie, ulterior științe politice și de decan al Facultății de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate, a inițiat programele de studii de licență în științe politice, relații internaționale și studii europene, primul program cu această titulatură din România și studii de securitate, primul program civil cu acest profil din România. A inițiat și înființat programele de masterat, diplomație și politică externă în relațiile internaționale, managementul instituțiilor europene, managementul integrării europene și administrației publice, managementul instituțiilor europene, relații internaționale și sisteme de securitate, promovarea securității prin relații internaționale, managementul combaterii terorismului și criminalității transfrontaliere, diplomația apărării, securitate judiciare, toate fiind acreditate. Și este membru al Comisiei de Istorie Economică al Academiei Române. Domnule Lupu, cred că mi-ar trebui o emisiune să citesc tot ceea ce ați făcut dumneavoastră la viața dumneavoastră. Felicitări pentru toată cariera dumneavoastră extraordinară. Bun venit în Matrice. Haideți să vorbim puțin, domnule Lupu. Bun, bine v-am găsit. Domnule profesor Colceac, bine v-am regăsit. Dan, la fel. Domnule Lupu, să vorbim pe scurt despre situația actuală politică din Statele Unite ale Americii și poate încet, încet venim și spre România să vedem cum ne afectează toate aceste lucruri. Bine ați venit în emisiune, vă rog! Bun găsit, domnule Blaga, bun găsit, domnilor profesori Colceac și Onofrei, și urmăresc și eu cu atenție ceea ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că întreaga zonă de influență a Statelor Unite, negociată în perioada de după al doilea război mondial și care este valabilă și astăzi integral, este toată această zonă sub influența decisivă a ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Este o luptă colosală, geneza ei este mai veche, este un conflict ideologic major, început acum 4 ani sau aprins acum 4 ani. Până acum 4 ani el a fost un conflict mocnit și nedeclarat și nerecunoscut între globaliști și suveraniști. A început de mult, cu mulți ani în urmă, are un istoric, un istoric interesant, un istoric bogat. În 2016, prin venirea lui Donald Trump la Casa Albă, s-a intrat într-o etapă în care pentru prima dată Casa Albă nu mai era condusă din afara ei, adică Council on Foreign Relations nu mai dădea acele recomandări cu putere de lege pe care președinții trebuiau să le respecte întru totul. De asemenea, alte organisme nelegiferate, pe care opinia publică le cunoaște sub numele de oculta internațională, dar de fapt nu e nimic necunoscut, sunt organizații care cuprind membrii, persoane cunoscute din elita financiară și politică mondială. Casa Albă s-a eliberat în 2016 și din 2016 până acum toate deciziile s-au luat acolo. Acest lucru a convenit și unora dintre structurile statului american care au putut să decidă ele. Mă refer în special la Pentagon și serviciile secrete ale Pentagonului, cărora nu li s-au mai dat sarcinile din afară, ci coordonarea s-a făcut
în directă legătură cu Casa Albă și ei au avut posibilitatea și să facă anumite propuneri. Președintele Donald Trump a deschis multe fronturi în multe direcții. De când a început campania electorală, el și-a început-o practic în primăvara anului 2016 cu primele adunări publice în care și-a expus proiectul. Proiectul nefiind integral al său, el a colaborat cu foarte multe lume în acest proiect. Dar tot ceea ce a spus în campanie electorală a repetat și pe parcursul mandatului și a fost unul din foarte puținele cazuri în care programul electoral a fost același cu programul de guvernare. De regulă, programul electoral cuprinde tot felul de mențiuni care să fie cât mai atrăgătoare pentru electorat, să atragă voturi, iar după ce se ajunge la putere, se intră în realitatea concretă a faptelor și se trece la un program de guvernare care mai cuprinde doar o parte sau chiar de multe ori doar o mică parte din ceea ce s-a propus în programul electoral. E bine, la Donald Trump nu a fost caz. El a deschis de la început un război iluminaților. Cu aceștia se luptă el. I-a numit peiorativ iluminați, termen care nu l-a introdus el, care există și în literatura politică și în lucrările de istorie, referindu-se prin acest termen la organizațiile Bilderberg, la Comitetul celor 300, la Council on Foreign Relations și la mari bancheri de pe Wall Street care fac parte din aceste structuri, care finanțează globalismul și cu care el a intrat în conflict și cu care se găsește și astăzi în conflict. Vedem că lupta încă nu s-a terminat. Domnule profesor, o să vă întrerup, o să vă rog să vă țineți ideea. Domnule Colceag, o singură întrebare. Toate aceste lucruri pe care le pățește, între ghilimele, Donald Trump în acest moment, se datorează acelui discurs de la Davos? Nu, el a aruncat mânușa la Davos. A aruncat mânușa, a provocat să iasă în față, că se poate manifesta. Eu consider că a fost o atitudine înțeleaptă, pentru că, în general, această mare finanță internațională lucrează din umbră. Dar atunci a călcat atât de tare pe cap, și pe cap și pe coadă și toate felurile, încât i-a silit să iasă în față și să manifeste. Știind că va trezi ura oamenilor, vor avea loc foarte clar mișcări în continuare, Nu rămâne doar la suprafață. Vedeți, mi-aduc aminte despre studiul lui Brecker. Brecker spunea că un conflict se declanșează la anumite condiții și numera 10 condiții. De la aceste 10 condiții a lui Brecker până la momentul de față în care se folosește inteligența artificială ca să creeze planurile, strategiile de manipulare, de cucerire, etc., au trecut ani. Și anii ăștia s-au întâmplat atât de multe, încât în clipa de față eu vă garantez un lucru, că tot ce se întâmplă acum nu mai e condus numai de oameni, sunt implicate foarte multe componente de inteligență artificială care găsesc soluțiile optime. Aia n-are morală, n-are bunătate, n-are omenie, n-are nimic. Caută. Deci am ajuns acum la un moment absolut crucial în care se măsoară și capacitatea umană de a putea gestiona ce a produs și capacitatea mediului de a ne suporta pe noi toate prostiile pe care le facem. Și avem, bineînțeles, și diversele strategii de dezvoltare catastrofică în continuare sau de soluționare. Asta e realitatea. Dan, înainte să trec la tine, aș vrea să vedem niște filmulețe.
Doamnelor și domnilor, acum câteva zile a fost în Washington o demonstrație pro-Trump, s-a strâns foarte multă lume și toți, mă rog, o mare parte dintre cei care nu protestau, ci îl susțineau pe actualul președinte al Americii, au avut parte de un tratament pe care o să-l vedeți în minutele următoare. Și întrebarea mea, Dane, este în momentul în care toate aceste lucruri care s-au întâmplat din nefericire, dacă Donald Trump va fi, să zicem, reconfirmat în funcția de președinte, ce crezi că se va întâmpla în Statele Unite? Am văzut și eu câteva dintre filmările respective pe alte posturi de televiziune, inclusiv câteva pe care nu le văzusem. Ele arată, de fapt, un rezultat al politicii stângii americane, care propune o paradigmă absolut defectă în felul în care un om se raportează la parcursul lui în viață. Democrații au creat acest canion în societate, au trezit o anumită forță negativă în acest segment de populație, care se ridică frustrat în picioare, convins că, într-adevăr, problema statutului lor actual, mulți dintre ei neavând un statut social foarte bine definit, venind din familii cu probleme. Problemele lor sunt, de fapt, cauzate de factori externi. Deci ei nu mai vizitează deloc propriile atitudini, propriile decizii din viață, nu mai au deloc mustrări de conștiință în ceea ce privește orientarea lor personală. Acum, tot ceea ce e rău în viața lor este datorită celorlalți.
Și atunci avem aceste, în contextul în care, încă o dată, avem de-a face cu o majoritate, dacă v-ați uitat și în grupuri, dar vă pot spune că am privit atent, de fapt, ce se întâmplă, este o elită de stânga care controlează prin mesaje politice o majoritate de manevră, o masă de manevră, în general formată din oameni tineri, mulți din zonele cu probleme financiare ale Americii, și un alt segment deloc mic de beizadele, de tineri bune, care îmbrățișează acest progresivism, îl numesc ei, beizadele educate la instituții de învățământ superior americane, care învață de 20-30 de ani încoace că trăim într-o țară absolut rasistă, o țară rea, o țară care trebuie redefinită, schimbată din temelii, și îi vedeți în filme, apar acolo și ei, acești copii care se vede pe ei că vin din familii înstărite, că nu au probleme financiare, apar și ei acolo. Cred că în continuare mă pronunț în așteptare, cred și am rămas surprins că liderii europeni s-au grăbit să-l felicite pe Joe Biden, totuși un respect pentru democrația unei țări spune că atât timp cât în curțile de judecată încă se așteaptă o decizie, atât timp când încă se numără niște voturi, indiferent de șanse sau nu, atât timp cât procesul nu este validat de către colegiul electoral, nu ai voie să feliciți un candidat. Ei s-au grăbit să o facă, Angela Merkel și alții. Probabil șansele ca Donald Trump să câștige președinția sunt mici, nu zero, dar mici. Dacă va ajunge președinte, probabil vom asista la un fel de război civil, probabil. De asta au și făcut toată această proiecție de imagine anticipată, pentru a crea percepția unui câștigător clar și acum a unui Donald Trump care, domnule, se opune democrației. Când el, de fapt, folosește pârghia democrată atât cât îi permite legea. Nu știu, nu mă pot pronunța, în Statele Unite sunt 3-4 pârghii ale puterii. Este președinția, Senatul, Casa Reprezentanților și Curtea Constituțională. Rămâne Senatul dacă vor fura voturile și în Georgia. Probabil vom asista la o redefinire a acestei țări către un socialism oligarhic orientat pe politici sociale identitare. Trebuie să recunoaștem totuși faptul că populația de culoare din Statele Unite este mult, câteodată, mie mi se pare că este mult mai, să zic așa, prigonită de către forțele de ordine, în ceea ce, nu, de câte ori se oprește o mașină cu un cineva de culoare, este mult mai atent, supravegheat și cred că toate lucrurile astea, cred că adevărul este undeva la mijloc, dar totul a fost atât de polarizat și atât de extremizat, să zic așa, pentru că acest discurs al Partidului Democrat într-adevăr a pus paie pe foc unui discurs rasist, antirasist, care este de mult timp în America. Domnule Lupu, ca specialist, cum vedeți dumneavoastră alegerea lui Donald Trump și ce se va întâmpla în Statele Unite și eventual și în Europa? Am urmărit și eu și filmul dumneavoastră este sugestiv. Cei care nu agreau demonstrația pro-Trump erau majoritatea de culoare. De altfel, în toate manifestațiile care au fost în perioada pandemiei în marile orașe americane, din filmele care le arătau televiziunile americane, se vedea foarte clar că majoritatea zdrobitoare era formată din negri, hispanici, asiatici. Deci majoritatea acestor demonstranți erau oameni de la periferia societății, erau probabil și, cum spunea domnul profesor Onofrei, tineri din aceștia, cum se folosește în România o expresie, cu creierile spălate. Și
Democrații au această susținere foarte mare din partea emigrației. Toți noi emigranți care vin, fie că sunt hispanici, fie că sunt musulmani, fie că sunt negri, pentru că nu toți negri din America sunt urmașii foștilor sclavi. Sunt milioane de negri veniți ulterior în Statele Unite. În aceste condiții, vedeți că acest război între suveranism și globalism a împărțit societatea americană și pe criterii de rasă și de etnie. De partea suveranismului sunt, în general, albii, europeni, creștini, urmașii foștilor coloniști care au construit America cu hârlețul, lopata și târnăcopul și care se văd frustrați de faptul că regimurile democrate au introdus și au păstrat dreptul nelimitat de emigrare în Statele Unite din întreaga lume. Ori se pune întrebarea, până când o să se permită acest lucru? Visul american, ce o să facă? O să mai vină 2 miliarde de săraci din Asia, Africa, America Latină în Statele Unite? Este aceasta o soluție? În 30 de ani populația țării a crescut cu 80 de milioane de locuitori, este enorm. Și va crește și mai repede dacă continuă acest sistem. Toți noi veniți întăresc tabăra democrată. Acesta a fost și scopul pentru care regimurile globaliste, fie ele democrate, fie republicane, pentru că globalismul a fost susținut și de președinți republicani. Să nu avem impresia că republicanii au apărat interesele vechilor coloniști în total. Nu, i-au afectat prin libertatea aceasta pe care o acordă necondiționat și nelimitat. Începusem să spun mai devreme că Trump a deschis multe fronturi. Am vorbit numai de iluminați. Vedeți, el a nemulțumit un pic și anumite elite militare ale țării. Gândiți-vă că el a oprit războaiele de agresiune în străinătate care aduceau un profit foarte mare. Și vrea să retragă trupele din Afganistan. Și se retragă și din Afganistan și din Irak. Gândiți-vă că foarte mulți generali s-au îmbogățit de acolo. Generalii americani au controlat traficul de droguri din Afganistan, să nu, care e cel mai teribil trafic din Asia. Apoi, industria militară n-a mai avut consumuri pe care să le alimenteze cu o producție ridicată. Ca să le meargă bine producătorilor de arme, trebuie într-una să cadă bombe, să cadă elicoptere, să cadă avioane, ca cum era în războiul din Vietnam. Și acest lucru a afectat o altă categorie foarte influentă, care este nemulțumită de Trump și care în trecut l-a susținut. Ei au crezut că programul electoral al lui Trump e unul, dar după aceea s-au convins. Aduceți-vă aminte de vizita lui Donald Trump la Pentagon, când le-a spus generalilor americani că Statele Unite nu mai pot să continue să vorbească într-una de pace și să facă război. Trebuie să se termine cu războiul. Ați văzut că și în Siria s-a terminat tot. Apoi, Donald Trump a scos la iveală faptul că organizația teroristă ISIS, ca și Al-Qaeda de altfel, a fost creația regimului globalist democrat, al lui Obama și al lui Hillary Clinton. El a spus deschis, în cuvântare publică, și a amenințat cu închisoarea pentru acest lucru. Și dacă vă amintiți, în prima zi a instalării lui la Casa Albă, președintele Barack Obama, când Michelle Obama a condus-o pe noua primă doamnă să-i arete apartamentele și
Barack Obama a primit presa ca să vadă cum îl întâmpină pe nou președinte, l-a rugat pe Donald Trump, Obama, să respecte cutuma ca noul președinte să nu pedepsească vechea conducere pentru faptele săvârșite. Deci le era frică. Dar vedeți, cu aceste organizații a intrat în anumite conflicte. Făcând zidul cu Mexicul și cu sistemele acelea de scanare foarte performante, acolo se taie o altă linie de îmbogățire în Statele Unite. Traficul de droguri și de persoane. Secretarul de stat al Statelor Unite, secretarul pentru problemele persoanelor dispărute din guvernul american, nu secretarul de stat Mike Pompeo, vorbesc de secretar al guvernului care se ocupă de persoanele dispărute, a dat un interviu televizat în care a spus că în fiecare an în Statele Unite se aduc 100.000 de fetițe ilegal peste frontieră pentru bordelurile private ilegale. Și am mai făcut o mențiune importantă. Ele n-au fost niciodată, nu sunt niciodată găsite, pentru că cei care ar trebui să le caute, nu le caută. Nu le caută nimeni. Deci, vedeți, atinge și o altă zonă de îmbogățire uriașă, traficul transfrontalier de droguri, de armament și de persoane, care alimentează o rețea imensă de prostituție ilegală și așa mai departe. Și ea sunt nemulțumiți. Sunt oameni influenți, sunt oameni cu bani, sunt oameni care au acces până la în sferele înalte ale societății. Ați văzut că după arestarea lui Epstein au ieșit la lumină o serie de racile cumplite ale clasei politice americane și ați văzut că din declarațiile de la proces și așa, s-a văzut că clientela lui era din rândul globaliștilor, din rândul suprastructurilor americane. Deci, Trump a deschis, cred eu, atât de multe direcții de luptă, cu atât de multe forțe, încât nu știu cum, nu mă pot pronunța să dau un pronostic în legătură cu cum se va finaliza acest conflict. Dacă este adevărat ceea ce a spus sau dacă lucrurile stau altfel. Nu-mi dau seama cât, până unde merge corectitudinea magistraților care au de cercetat, de anchetat fraudele respective. L-am ascultat însă pe Mike Pompeo, un om care a fost, după cum toată lumea știe, a fost și director la CIA, un om super informat, care a spus că ne pregătim pentru o tranziție lină către al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Atât. Cred că, atât a fost. Da, cred că a deschis o cutie a Pandorei actualul președinte Donald Trump. Și domnule profesor Colceac, vreau să vă întreb în această ecuație cu multiple necunoscute, credeți că Donald Trump va continua și va demasca acea corupție despre care vorbește în cadrul alegerilor din Statele Unite și cum putem noi ca simpli cetățeni ai țărilor în care trăim să ne protejăm într-un fel sau altul de tot acest bombardament informatic și toate aceste vești negative care până la urmă există? Păi, deocamdată să vedem care sunt consecințele înainte să vă răspund la întrebare. Ele sunt extrem de interesante. În clipa de față, terenul de fotbal sau pe care se susține meciul ăsta este subconștientul colectiv uman și harta mentală a oamenilor. Este atât de interesant ca proces datorită faptului că harta mentală a fost cultivată.
Li s-au băgat, li s-au indus anumiți termeni, li s-au indus anumite nevoi, li s-au indus anumite direcții. Și inducerea aceasta a fost făcută ca să aibă niște reacții sigure la anumite momente. Vă spuneam de inteligența artificială. Din aceeași clasă cu inteligența artificială. Pentru că împrinița lui Trump, el are, bineînțeles, toate aceste instrumente, cred că are și unele mai bune. Pentru că a luat, sunt sigur de ce vă spun acum, toate variantele cu putință de joc și e un bun jucător. Nu joacă șah, joacă go. Închide căile adversarului, îl lasă sufoce. În clipa de față, el doar își arată un pic colții. Și ia punctul cel mai slab. Punctul cel mai slab e numărarea voturilor. Dar nu înseamnă doar atâta. El are, în mod clar, pentru fiecare direcție posibilă de evoluție, strategii bine pregătite și la îndemână. Problema acum nu mai este doar un film cu cowboy, cumpărat la început. A devenit, deși populația americană este obișnuită cu filme cu cowboy și cu eroi negativi care reușesc să păcălesc, da, forțele de ordine. E un scenariu mult mai amănunțit. Noi acum ne împiedicăm de două scenarii paralele, una al globaliștilor, care au de asemenea etapă cu etapă bine descrisă și pe care o urmează, dar într-un soft vechi, pe care l-au folosit și înainte și le-a mers. Și cealaltă este aripa aceasta de protecție și de refacere a sustenabilității. Sunt și puncte slabe. În refacerea sustenabilității, Trump vede numai partea de societate, nu vede și partea de mediu. Aici este într-o situație mai delicată. Dar nici cei de pe stradă nu văd partea de mediu. Și mediul se degradează. Și moare. E o bătălie între dinozauri. Când se mișcă, tot ce este mic în preajmă e lovit și nici nu bagă de seamă că au murit sau au supraviețuit. Dar e o schimbare masivă. S-a mai întâmplat asta după ce a fost omorât Hristos. A fost evul mediu întunecat, a fost ciume, a fost holere, a fost o nebunie similară, dacă vă uitați la pattern-ul de manifestare a evului mediu întunecat, veți înțelege că și la noi nu intrăm acum într-un ev mediu întunecat. În care câștigă, da, noaptea minții, în care câștigă în final cei care au stat deoparte, nu s-au băgat și care jefuiesc cadavrele în final. Da? Mă refer la Rusia, la China. America, din punctul ăsta de vedere, e într-o situație absolut delicată în continuare. Absolut delicată. Dane, aș vrea să... Toate frigile sunt făcute, toate cărțile sunt făcute. Fiecare știe ce zonă de influență va avea în continuare. Am înțeles. Dane, înainte să comentezi comentariile domnilor profesori, aș vrea să te întreb. Știu că am discutat noi mai de mult și știu că ai fost un susținător al președintelui Obama, al discursului președintelui Obama și că ce te-a făcut să te întorci împotrivă, dar să ai altă viziune asupra politicii americane? L-am susținut pe Barack Obama în contrapondere lui George Bush din punct de vedere intelectual. Rămân la în continuare convins și sunt de părere că Barack Obama este un om, un intelectual fin,
cu erudiție aleasă, și asta se vede în felul în care se exprimă și în felul în care reușește să acopere un spectru foarte larg de subiecte în mesajele lui, într-un mod foarte, foarte interesant. Însă mi-am schimbat opinia în legătură cu el în momentul în care l-am văzut port standardul acestei noi atitudini. El este primul care strigă că America e rasistă. Plus, în președinția lui, din păcate, chiar și când eram suporterul lui, am fost de acord că nu s-a realizat mai nimic. Dar, iarăși, într-o manieră cel puțin ciudată, el pune asta pe seama rasismului colegilor politici. El pune și alegerea lui Trump din 2016 pe seama rasismului, în ideea că americanii rasiști au fost obosiți de 8 ani ale unei președinte de culoare la Casa Albă și l-au ales pe Trump. Deci acest mesaj transmis de un fost președinte, un membru al grupului de cetățenilor de culoare american, nu? Un frate, așa cum se numește el, este nociv. Este nociv. Din partea lui și a familiei lui, cred că ar trebui să, în primul rând, să auzim despre felul în care această țară creează oportunități extraordinare, pentru că el s-a bucurat de aceste oportunități. Și el și familia lui și soția lui, copiii lui. Aș vrea să revin la puțin la cele discutate și de domnii profesori. Dacă ne uităm în mandatul lui Donald Trump, mandatul republican, se produc cele mai mari finanțări pentru colegiile care deservesc, se numesc Historical Black Colleges, deservesc populația de culoare. Avem cea mai mare mică număr de șomeri în rândul populației de culoare din istorie. În mandatul lui, deci, acești oameni ar trebui să fie mulțumiți. Nu mai spun că în campanie Joe Biden face niște remarci îngrozitoare din punct de vedere al atitudinii rasiste, dacă este să ne legăm de acest aspect. El este cel care îi spune unui interlocutor de culoare că dacă nu votezi pentru mine, nu ești de culoare. Mi se pare foarte greșit să spunem unui om că ceea ce te identifică pe tine ca om este culoarea pielei. Este o mare greșeală și cred că ar trebui să insistăm pe atribute esențiale, felul în care te raportezi la Dumnezeu, virtuțile, inteligența, măestria într-o anumită meserie, măestria într-un anumit sport, într-o anumită artă. Aceste atribute te identifică pe tine ca om. Și atunci astea sunt independente de culoare. Eu aș mai vrea să mai menționez ceva. Am fost foarte dezamăgit în felul în care majoritatea democraților au tratat problema COVID. Ei se încadrează aici în rândul globaliștilor, în sensul în care au profitat și încearcă să profite la maxim de această problemă de sănătate, care acum e aproape rezolvată în mare măsură, însă ei o exacerbează la maxim pentru că creează platforma unui control pe termen nedefinit. Aici deja se vorbește de purtarea măștii până la moarte. Purtarea măștii până la final. Distanțarea socială până la final. Deja au început să arunce aceste idei și asta m-a determinat să mă uit mai atent la Partidul Democrat. Eu, Lucian, spun așa, pornim cu toții în viață cu un anumit set de date. Ne naștem în anumite familii, ne naștem în anumite țări, în anumite orașe, într-un anumit context social, financiar, pe care nu-l alegem. Dar totuși, liberul arbitru ne dă șansa unor oportunități în viață. Lungimea și parcursul nostru în viață, călătoria aia de la punctul unde te naști
până unde poți ajunge. Acel parcurs ține de felul în care te ancorezi în potențialitățile tale, de felul în care profiți de oportunitățile oferite și de felul în care le înțelegi. Și în contextul ăsta, trebuie să fim bucuroși doar de parcurs, nu și de statut. Pentru că statutul nu mai este atât de important. Parcursul, da, statutul nu. Putem să vorbim de un cetățean care se naște într-o zonă de război a lumii și care se folosește de orice oportunitate și de acolo ajunge, să zicem, într-un sat îndepărtat de lume, într-o țară pașnică, unde are o căsuță, are câteva animale, se poate întreține, își poate crește familia liniștit. Parcursul lui poate fi la fel cu parcursul lui Bill Gates, care s-a născut într-o familie super bogată, care a profitat de influențele părinților la maxim și a ajuns să fie unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei. Aparent, lucrurile sunt esențial diferite, însă parcursul e același. Parcursul, nu statutul. Aici este cheia relaționării dintre noi. Nu trebuie să le invidiem pe celălalt pentru statut, ci trebuie să ne preocupăm de parcursul nostru. Am înțeles, Dan, foarte bine spus. Într-adevăr, ai dreptate. Doctorul Fauci a ieșit și a spus să nu credeți vreodată că distanțarea socială și purtatul măștii în urma acelor vaccinuri sau faptul că prin acele vaccinuri ne putem vindeca, masca și distanțarea socială vor dispărea. Mi-a pus și mie multe semne de întrebare această declarație, dar o să vedem ce se va întâmpla. Domnule Lupu, revin la dumneavoastră. Am observat că în momentul în care discutam cu tot felul de prieteni din România, ei îmi spuneau că cum pot americanii să țină cu Trump? Pentru că e un nebun, pentru că e un tiran. Cum se percepe lucrul acesta în România? Este apanajul presei din România care tot alimentează populația cu chestii astea? Da, pornim să le dăm o scuză acestor persoane. În primul rând, România este țară membră în Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană este o creație a globalismului și o instituție, organizație supranațională de sistem piramidal, care are în frunte Germania, apoi Franța, apoi alte state și undeva jos la această piramidă se află România și Bulgaria, care sunt un fel de pivnița casei europene, care speră să ajungă demisol, ca să ne exprimăm așa. Ori, trăind într-o lume globalistă, controlată de globaliști, și vedem deci că punctele cheie nici nu sunt în mâna românilor, iar România face parte dintr-un sistem globalist cu o presă aservită integral serviciilor secrete și forței financiare globaliste. Și de aceea imaginea lui Trump este cea pe care o spuneți dumneavoastră, domnule Blaga. Românii au impresia că Trump e un nebun, pentru că nimeni nu le-a explicat și nu toată lumea a avut acces la esențial și capacitate de înțelegere a conflictului mondial uriaș care se poartă de 4 ani încoace. Din această cauză, desigur că sunt foarte multe informații defectuoase, înțelese greșit și colportate în mod greșit și acest lucru este încurajat. Vreau să vă spun că și președintele nostru l-a felicitat, dar l-a felicitat pe Twitter, pe Joe Biden, și stau toți înfrigurați, și asta e informație, nu este bănuială, stau toți înfrigurați să nu cumva să câștige Donald Trump și să schimbe linia și în Uniunea Europeană, pentru că Donald Trump s-a pronunțat în mod repetat, spunând că el susține o Europa a națiunilor, nu Uniunea Europeană, o Europa a națiunilor.
și civilizația și cultura tradițională a popoarelor europene. Gândiți-vă că și el este jumătate german, jumătate scoțian. Și scoțienii și germanii sunt popoare cu un spirit național puternic. Și cu cultură și civilizație tradițională foarte veche și puternică. Presa realmente independentă este foarte puțină, sunt câțiva jurnaliști care sunt mai liberi. Unul din fiii mei deține și el, este proprietar la publicația Justițiarul, pe care o conduce un jurnalist foarte cunoscut pe nume Marius Albin Marinescu. În momentul în care au introdus starea de necesitate medicală, au întrerupt publicația Justițiarul. N-au mai vrut să o lase. Și ne-am trezit că au închis-o. Bineînțeles că am dat niște telefoane și am repostat-o din străinătate. Am găsit sprijin în acest sens. Apoi, în urma unui interviu care l-am dat eu legat de cauzele închiderii Justițiarului, am fost abordat de o jurnalistă de la Fox News. Fox News dinainte de defectare, că între timp Fox News a defectat în tabăra globaliștilor. Și femeia m-a întrebat, domnule, e adevărat? La Sibiu urmează să se facă un centru NATO, un vechi prieten al meu care lucrează în aparatul de stat al Statelor Unite a venit la Sibiu în acest sens. El i-a spus acestei jurnaliste, ea m-a abordat și am spus da. Și urma să dea știrea. Și la câteva ore, a urmat un telefon și site-ul a fost redeschis. Deci vă dați seama că toată treaba era monitorizată în direct și s-au gândit să o ia. Au mai fost încă 12 site-uri închise, profitând de această pandemie. Deci, ca să-și practice cenzura, au folosit starea de sănătate a populației. După care, în vara acestui an, instituția care coordonează comunicațiile în România are inițialele ANCOM, este Agenția de Comunicație a Guvernului. Conducătorul ei este fostul prim-ministru Grindeanu, a cerut Parlamentului și a obținut un act normativ prin care angajații ANCOM au imunitate penală pentru toate deciziile pe care le iau în timpul exercitării funcției lor. Deci vă dați seama că cerând așa ceva, ei și-au dat seama că de fapt încalcă Constituția și legile țării și nu mai vorbim de morală, vorbim juridic doar. Și au vrut să aibă imunitate ca să nu dea socoteală pentru aceste acte de cenzură care au caracter penal. Da. Deci cam asta ar fi răspunsul meu. România deocamdată se află într-o stare globalistă, toate resursele naturale ale României sunt în mâna companiilor multinaționale străine, toate băncile și societățile de asigurări sunt străine, România mai are o singură bancă, una foarte mică, celebru CEC, fost acasă de economii și consemnațiuni, dar care este o bancă mică care nu poate să asigure, de exemplu, finanțările guvernamentale. Dacă scoți 1 miliard de euro sau 2 miliarde din CEC, ai destabilizat banca. Astfel că guvernul României se împrumută la băncile străine cu cele mai mari dobânzi din lume s-a împrumutat. Deci, deocamdată, statutul nostru este unul globalist și statut de colonie.
Eurostatul ne-a dat ca cifră în ultimul an de zile o colectare a Ministerului de Finanțe de 31% din totalul venituri ale statului care trebuiau colectate. Sunt fiscalizate doar societățile mici și mijlocii, deci românii de rând, marile companii care sunt toate străine nu își plătesc obligațiile fiscale, ele sunt atât de influente, sunt mai influente decât statul român și nu își plătesc datoriile la stat. Așa că România trăiește astăzi cu 31% din suma pe care ar trebui să o aibă la dispoziție orice guvern s-ar afla la conducere. Este imposibil să nu faci decât să te târăști. În aceste condiții se plâng într-una că n-au bani pentru spitale, n-au bani pentru pensii, n-au bani pentru salarii, n-au bani pentru nimic, dar ei nu fiscalizează și această nefiscalizare este tributul pe care România îl plătește stăpânilor ei din străinătate. Libertatea cuvântului există, dar ești auzit, dar nu ești ascultat și nu produce niciun fel de efecte. Am înțeles. Este ca un dialog al surzilor. Da, foarte interesantă dezvăluire, doamnelor și domnilor. Domnule profesor Corceag, până când și până unde se mai distribuie ura și această dezbinare la orice nivel? E o întrebare foarte bună și e foarte interesant cum un castel de cărți de joc poate cădea dintr-o dată. Să vă explic ideea. Artesonat este un antimalaric care acum se vinde în toată Africa. Și Africa nu are decât foarte, foarte rare cazuri de COVID. Acolo nu există pandemie. Din cauza acestui artesonat, care, încă o dată, se fabrică în Madagascar. Apropo, în Madagascar sunt foarte mulți mafioți noștri români, care au găsit acolo o oază de liniște și n-au bătaie de cap. Politica asta a COVID și din România, cu izolarea, cu așa mai departe, de asemenea se duce, pentru că oamenii știind că chestia asta se întâmplă, nu mai dau doi bani nici pe alogenii pe care ne conduc, nici pe forțele de ordine și aduc aminte că au copii și că au de ridicat economia, pentru că altfel se prăbușesc. Și odată cu prăbușirea economiei dispare și țara, e cumpărată la mezat. Vedeți, trebuie un pic, o luminiță mică ca să aprindă o flacără mare. Da, aia trebuia făcută deja, domn profesor. Aia trebuia făcută în primăvară. Trebuia făcută, e adevărat, dar nici acum nu este prea târziu. Dan, vreau să te întreb, ne facem bine sau ne facem bagajele? Mă gândeam la observația domnului Lupu despre felul în care România se terește la periferia Europei și îmi amintesc acum o glumiță trimisă zilele trecute de un prieten, Andrei Georgescu, o glumiță rusească care spunea că un poet se terește nu poate fi îngenunchiat. De fapt, Ea are foarte mult adevăr și aș extrapola-o parafraza glumița asta spunând că un om care se tărește nu poate fi îngenunchiat, referindu-ne la fiecare dintre noi și semenii noștri. Și atunci când te tărești moral, nu mai simți efortul de îngenunchiere din exterior. Când te tărești intelectual, nu simți felul în care ești îngenunchiat la nivel de paradigme și idei și manipulat. Când te târăști în noroaiele lumii, din toate punctele de vedere, nu mai simți efortul globalist din exterior care încearcă să-ți omoare autenticitatea și individualitatea. Deci cred că aș reveni la efortul fiecărui individ. Efortul de a se ridica din noroaie, de a nu mai trăi viața târâș, de a câștiga altitudine. Și atunci poate ușor-ușor se reaprinde în fiecare
din semenii noștri, văpaia, lumina, lumina caracterului lui Homo sapiens, lumina care ne-a ajutat să supraviețuim de-a lungul mileniilor, lumina autenticității, lumina autoguvernării, lumina libertății. Și atunci, în contextul ăla, în contextul unui om cu altitudine, cu verticală, este, mi-e foarte greu să cred că globaliștii mai pot avea vreo șansă. Pe scurt, domnilor, pe scurt, pentru că emisiunea deja s-a terminat, foarte pe scurt, domnule Lupu, concluzii? Concluzii, așteptăm rezultatul luptei uriașe de la Washington. Și eu personal, gândindu-mă la toată sfera de influență a Statelor Unite, sper că Statele Unite vor rămâne pe linia național-protecționistă a președintelui Donald Trump și sper ca apoi un curent național-protecționist să se nască și în sânul Partidului Democrat, este foarte important. Am înțeles, domnule profesor Colceag? Suntem în mâna lui Dumnezeu până la urmă, însă nu s-a jucat ultima carte. Nu poți să știi de unde sare ultima carte. Așa este. Da, trebuie o scânteie ca să facă flacără. Scânteia asta sigur există, se construiește. Am înțeles. Dane, ce-o fi? Asul de pică sau jokerul? Am mari temeri că vom avea o președinție Joe Biden și vă spun și de ce. Avem primul an cu alegeri prin poștă. S-au trimis buletine de vot tuturor celor de pe anumite liste, că au vrut sau au cerut sau n-au cerut buletine de vot prin poștă, ei le-au primit. Avem acum foarte multe buletine de vot completate regulamentar pentru Joe Biden, dar de către cetățeni care au introdus acolo nume fictive. Ele sunt completate. Numărătoarea nu face decât să valideze o fraudă. Singurul mod în care poți descoperi această fraudă este verificarea semnăturilor de pe aceste buletine de vot, iar aici este marea problemă. Democrația se luptă în justiție, sunt acum procese pe rol, se luptă împotriva cererii republicanilor de a putea să verifice toate semnăturile de pe buletinele de vot. De exemplu, în Nevada, o mașină care trebuia să valideze semnăturile a fost folosită cu 40% din acuratețe. Ea poate fi folosită cu 80-90% și atunci semnătura de pe carnetul de conducere, de pe buletinul american, nu putea fi furată. La 40% aproape orice mâzgăleală trecea de acea mașină, deci votul era validat. Acest vot prin poștă nu poate fi autentic decât în măsura în care semnătura cu care se semnează presupusul alegător este, poate fi validată cu semnătura acelui alegător din bazele de date ale poliției, de semnătura de buletin. Dacă nu faci lucrul ăsta, numărătoarea nu face decât să legalizeze frauda. Am înțeles, domnilor și domnilor, a fost în cu emisiune Matricea. Opiniile oamenilor pe care le respect întotdeauna, este oricine liber să spună aici la Arca TV părerile lui sau ceea ce crede despre viață și despre lumea care ne înconjoară. Sper din tot sufletul că alegerile din America să fie niște alegeri corecte, ele vor da acel semnal în întreaga lume, pentru că vă dați seama dacă aici se vor descoperi fraude și lucrurile vor merge în acest sens, vă dați seama ce ar însemna la nivel global în alte țări, care nu sunt de calibru Americii, să se continue în același fel. Doamne și domnilor, la revedere, vă mulțumim pentru atenție!